Salut tuturor, aici este Bolsweather și bine ați revenit la nouă parte din Minecraft. Ultima dată ne-a făcut căsuța aia foarte sexy de acolo de jos, dar cum strâng lemn, s-o updatez, s-o fac să arate mai faină. Facem șmecherii prin înăuntru ei, o măresc, o extind, o re-extind. Poate ați văzut artwork-ul de la început, e realizat de Cristi, scrie acolo jos. Dacă am greșit cumva numele, pentru că nu m-am uitat ultima dată vă poză. Pentru că țin minte după ID-ul de Skype când numele Cristi. Da. Dar ia să verificăm totuși, să nu zic vă prostie și după aia să supere pe mine. Da, deci Cristi, Romanian Gaming, acolo. Link-ul va fi în description. Va fi și anotarea, deci dacă vreți să ajungeți mai repede să se pună pauză la video și să ajungeți la canalul lui și să dați un subscribe, ceea ce vă și rog și vă și implor să faceți. Pentru că el mi-a făcut foarte multe, cum ar fi thumbnail-ul, ceea ce o să vedeți la sfârșit. Thumbnail-ul, artwork-ul și da. Și o să-mi fac de acum înainte thumbnail-ul și de astea, pentru că l-am rugat eu frumos și da. A vrut să fac asta. Deci da, nu uitați, dați subscribe neapărat la canalul lui. Ok. Se pare că am strâns lemn la greu, să-mi fac niște acoperiș, să fac un acoperiș fain, acolo un acoperiș fain. Așa, și mă gândeam să-mi pun ori Technic Pack-ul, ori Better Than Wolves mod, dar citisem în comentarii niște moduri destul de faine. Am vrut să-mi bag Battle Gear mod, dar cumva se bătea cap în cap cu modul care îmi face să am skin pe multiplayer. Olu. Unde ești, frate? Cam am venit, bro. Frate, am fier pe aici, nu plec pentru fițele tale. Fac și n-am nicio torță la mine. Să fac. Ok. Niște torțe. Oh, dăm cu înapoi. Așa. O, genial, dat mai sus el acolo. Super. Avem grămadă de fier. Da, de motherfucking love fier. Ok? Mai mult. Dăm. Bun. Dă-mi. Păi cum ați observat, metru curăcea, dar mă simt mult mai bine. Ați uitat-vă că v-ați gândit la mine. Da, deci mi-a tăcut răceala, se pare că vocea nu mi s-a păsat așa șmecheră. Dar asta e. Nu putem vedea toate de acum. Ok. Să fiu sigur că nu mă violează cineva. Mamă, dar ce cu atâta fier pe aici? Mother of fear. Nu? Dar am ce spune, mă uit pe Nine Gag. Nu pot nega chestia asta. Deci cumva rutina mea zilnică. Când te plictisești, dai o tură pe Nangek, încă o poză, încă pic amuzantă, neamuzantă, șmecheră, neșmecheră, interesantă, neinteresantă. Tot trebuie să te uiți puțin cât te puțin pe Nangek, nu? Deci, da. Ok, mai spargem aici să nu avem coal la greu. Când poate aud acum în comentarii, de ce nu iei tot coal-ul? De obicei, poate să mai păstrezi puțin și în caz de orice. Ok, sparg acolo e liber. Sper să nu mă fi pierdut pe aici. Mă fugă. Ah! Iar mă cap pe mine. Frate, vrei să mor de inimă? Deci urăsc sunetul ăla. Mă cac pe mine de frică când am sunetul ăla. Bine că nu s-aude cum mă cac pe mine de frică. Ok. Așa mai mult. Să-și revină HP-ul. Și după aia să încerc să caut drumul spre casă și aoleu, cred că o să mai vin o tură de aici, să vin ziua. Când sunt sigur că nu mă violează nimeni. Ok. Cum va fi problema? Cum ajung eu afară? Ok, hai să ieșim de aici. Mai mult mai luăm și de coal după noi. Perfect. Așa, hai. Opa, dacă aveți idei cum mi-aș putea apăra casa, sunt deschis, sugestii. Deci, frate. Oh, e porc.
Unde frate panzi nu? Te-ai scos sabia somnă de mână. Creeper, te văd, bitch. Hai la mine. Cam mai mit, bro. Hai la mine, creeperle. Hai, fraiere. Yo, fraiere. Ha, țapă. Ah, oh, fuck. Mi-a rupt picioarele. Hopa, hopa. Tu ce te uiți, băi? Unde ești, mă? Păi am jurnale. Tot tata mă, te auzi cu... Uite un schelet. Și încă un creeper, uite, asta e verde. E o creeper. Bubu-i în apă, bubu-i în apă. Aoleu. Pleacă, bă. Pac, ești nebun. Aoleu, ăsta are armură. Aoleu! Pleacă, fraiere. Oh my god. Uite, și Ender Gay. Ender Gay, Ender Gay. Give me that experience. Ok. Oare să... Să facem? Să ne batem cu Ender... Aoleu, Creeper. The Creeper. The Creeper. Gata. Fraiere. Da schelete. Aoleu. Bă, mă, făcă. Prea mulți. Eu știu mai cu ce. Toporul. Ra! Fug. Mă, făcă. Aoleu. Mamă, ești nebun. Ești nebun. Pleacă, 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 pleacă. Aoleu. Fuck ya, bitch. Sugeți-o, friendler. Da, motherfuckerler. Aoleu. Frate. Aoleu, căței. Nu e bine. Aoleu, e și creeper-ul acolo. Jur că-mi sap un șanț aici. Știu cum fac, îmi sap un șanț în jurul casei. Ok. Să facem repede o sabie. Haide, crafting table. Și mă sabie. Și mă afară. Izgonesc. Lol, nu mai am fier. Am aici, iron ore, cobble, stone, ok, lasă bețele. Oh! Invoc puterea He-Man! Ah, pe acum pleacă creeper-ul ăla, hai încoace să te batem, frate. Cam mai mic, bro! Așa. Leroy zombie. Wow. 3, 3 skeleti power. Haide, cuțu. Hai că ți-i pei, 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 pei. Gata. Bravo, căței. Bravo. Bravo, cuții mei. Haide în casă. Hai băieți în casă. E periculos afară. Hai în casă, băieți. Casă, 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 casă. Aici, așa, hai. Unu. Nu dă-și pătele. Lola, a intrat altul în casă. Așa, nu? Hai înăuntru. E băieți, înăuntru. Lu. Câine retard, hai în casă. Hai, bravo. Stai aici, stai aici. Așa. Stai-ți un ping de aici. Mai încolo. Da, și dacă mai aveți artwork-uri, eu le aștept. Mă place. Haide, lasă-i și tu afară. Cu asta. Ok, facem un pat. Mamă, prea multe chestii în...
Inventoriul ăsta meu e cam full. Uite, așa, o bucată pat. Știi, îți faci tu pata aproape seara. Cobblestone, dirt to rotten flesh. Așa. Seeds, cobble sapling ăsta. Bă, am găsit un arc? Power 1. The fuck? Ce asta cu power? Nu le-am cu enchanting-ul sau cu chestii de genul ăsta. Undeva să punem patul ăsta? Și-l așezăm aici. Ok. Ia să-mi fac acum pentru acoperiș. Ok. Din nou, pac, 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 pac. Ok, pac, pac. 64 de bucăți, mai facem încă pe atât. Așa. Sunt cumva uimit că multă lume mă întreabă cum se joacă Minecraft, adică mă gândeam că voi sunteți experți în chestii de genul ăsta. Parcă m-am înșelat. Și ce caută Enderman-ul ăla pe zi? LOL, de ce se teleportează ca retardul? Astea sunt întrebările care mă macină pe mine. În momentul ăsta. Ok. Vedem că urcăm acum pe casă. Dirt. Punem niște dirt aici. Și după aia îl sape pe tot. Acoperiș. Așa. Ah, perfect. Puf, puf. Facem un acoperiș de la întreunghi, știți? Practic, no problem. Și așa cu una în față, cum am vrut eu să-mi fac o dată pe live stream. Ah! Why you troll me? Ok. Ah. Așa. Ce te chinui puțin, știi, să poziționezi toate astea. Ok. Stai că am și wooden planks la mine. Am dat puține, nu-i problemă. Bine că am mult wood. Oare stai? Ne, fac cu logs, că arată mai șmecher cu logs. Ok, pac. Facem frumos aici o casă. E de curiozitate cam de când timp filmăm. Nu știu. E, contează să facem partea asta cât mai lungă. Dacă ați ajunge la o oră, asta e. Din câștigul vostru, al meu. Voi sunteți împătimiți de MC pătrat. The fuck! Timber mod, you troll me so much. Da, se pare. Ia stai, zicea ceva dacă ți-a apăsat pe ce nu afectează. Asta era, mă. Aoleu, stai acum, acum e momentul test. Da, deci dacă aveți Timber mod, apăsați pe C și totul funcționează după aia cum trebuie. Dar ți se ține să apăsat cât timp faceți operațiunea. Așa, hai să facem acoperișul ăsta jegos. Idee de construcție, oricum, ca să-mi apăr casa, o să-mi fac un fel de așa, un șanț în jur și după aia, după ce îmi fac șanțul ăsta în jurul casei, vom face un fel de pod făcut din piston sau văd eu. Știți, să-mi fie mai ușor să traversez, să-l traversez numai eu și să nu mă violeze nimeni, adică nu ca ăia. Ok, haide să facem șmecherie aici. Minecraft. Aici sus să-mi fac o casă, să cineva să fac un turn de observații.
Cred că turnul va fi în casa asta aici sus. Șmecherie cu dublu șmou. Aoleu, era să zbor. Ok. Mai așa, s-ar trebui să mai trebuiască niște scări. Dar nu nimic, facem scări. Uite, lemnul stă să fie tăiat acolo la greu. Deci m-am prins ce cu sunetele azi. Când stai în întuneric, zbâzie acolo ca să te cași pe tine de mori. Și da. Dacă aveți idei de niște melodii care sunt anti-copyright, știi, de-astea dubstep, cum zic eu aștept și ca să le folosesc în timpul videoului, că mi se pare și mie cam plictisitor să stau așa. Pun melodie, ascult și eu acolo, ascultați și voi, ascultăm muzică împreună. Doamne, ce mă răzună chestia asta. Mi-aduce aminte de când am dat prima dată ID-ul ăsta de ID-ul de MES, Moldoviți. Și am stat, făcut cea mai mare greșeală din viața mea, să stau pe vizibil. Dar asta nu, să nu credeți acum că stau mereu pe invizibil. Nu. Am făcut greșeala să stau pe vizibil atunci la început. Și era ceva de genul 1. Și că salut Bobo Spider, oh, ce bine, în sfârșit vorbesc și eu cu tine, nu știu ce, chestii de genul ăsta. Și întruntește chestia, zice că, a, văd că ești ocupat, am zis, hai să nu răspund, poate, na, mă lasă în pace, chestii de genul ăsta. Ok. Bun, fac chestia asta. Bun, nu-l bag în seamă, să zicem așa. Pai văd, îmi scrie acolo, a, văd că ești ocupat, nu știu ce. Mata îmi zice că, a, dar nu vrei să ascultăm muzică împreună? A, da, se pare că acum, asta a fost răzbunarea, adică m-am atrolit la greu faza asta. De ce n-am ținut apăsat pe ce? Da, atât se mi-aduc aminte chestia. Deci da, cumva chestia asta m-a speriat. Dacă vouă nu vi se pare foarte, nu vi se pare amuzant, cred că la momentul ăla era ceva genul, vadă. Era pe vremea, știți, în care mai, când mai făceam Portal 2 și de chestii de genul. Da, apropo, cineva îmi trimite e-mail, lasă comentarii că dacă Portal 2 nu faci sau cu WoW, păi cu WoW fac și încă joc, sincer să fiu. Deci asta o să fie, o să apară, nu zic acum minciunea Burel și alte tâmpenii. Pentru că chiar o să apară cu ou, am vorbit cu Barbra Streisand, Barbares. Și au zis că vrea să facem și o să facem și o să facem în continuare pe Freaks, dar să vedem dacă găsim un server bun de 4.3. Pentru cei care se pricep la ou, adică ultima versiune. 4.3.2 sau 4.3 și ceva. Nevermind. Tâmpesc alții cu ou meu. Ok, și încă una. Sau nu, aici nu mai trebuie, nu mai trebuie aici. Da, nu trebuie aici. Să mai fac rost de. Da, te scobor până în casă. Pare destul de ok. Ok. Nu pare ok. Aoleu. Așa. Puf, transformăm în lemn. Jumate. Așa. Puf. Poc, poc, poc. Poc, poc. Dă-mi. Așa, 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 așa. Poc mai mult. Ok, hai de sus pe casă. Vă rog, dacă asta implică construire, da, chestii, dacă nu vă place, puteți derula mai încolo. Na. Ce să fac și să arăt, dacă vreți să nu filmez fazele astea de genul când construiesc, puteți să spuneți, bă, sincer să fiu, pot să nu filmez chestia asta. Dacă vă interesează, poate mai spun vreo chestie în timp ce filmez. Da. Ei, hai că să vedem. Stai. C. Topor. Nu repetăm istoria, gata. Îți dai seama acum ceea ce ar fi ieșit. Vă dați seama și voi ce nebunie lui Salam are și aici. C. Na, știu că s-ar putea să ziceți, oh, dar să știi care efect numai pe logs. Păi, înțeleg faza asta care are efect numai pe logs, dar
Nu risc. Și dacă nu se pune când sunt aici? Oare de ce? Why you troll me? Ah! Sunt de fain loc cu harta așa plan, întinsă. Cred că nu mai văd creaturi, cum vedeam până acum. Mă și întreb. Acum te sinepsa ce? Asta a fost. Am prins acum. Nenorocire de treabă. Da, și se pare că urmează acum, pe spun că toată lumea știe, urmează săptămâna aia la școală, cu școala altfel. Foarte fain, foarte interesant, pot să adaug. Pentru că, na, mă așteptam și eu la altceva, adică pana mea prea mult școală, cam strică și de aceeași chestie, mereu zilnic. Dacă am auzit școala, sounds interesting, Bobo likes it. Dar când am auzit ce implică, mai ales și am de pregătit la română, am de făcut un fel de interviu să văd dacă profesorii sunt proști sau nu, adică între forma corectă a cuvintelor, știi? Și după aia mă trezesc așa. Formă corectă pluralul telecomandă este telecomenzi. Sau telecomandă. Nu, pluralul corect al substantivului telecomandă este telecomandă. Două ce? Telecomandă. Vă dați seama, două. Da, să-mi facă chestia asta așa. Aștept mai mult de la profesor de franceză, pentru că tipul ăla ne critică mereu. Deci, ce genul, că voi sunteți viitorul, da, cine spune, Doamne, voi sunteți niște, da, foarte troli și profesori ăștia, nu? Da, hai să-l faci. Singurul profesor care pot zic așa că îmi place e profesor de franceză, da, că decât pentru că și când ne trântește o glumă de aia nenorocită, nu-ți revii ceva timp, da? Și când îți arde o notă de aia nenorocită, tot la fel nu-ți revii ceva timp. Știi, de asta. Inception. Ok. Hai să vedem ce mai are de făcut aici. Și gata. I did it. Tras acoperiș, fă. Tras acoperiș de boss. Acum se spamează porcii. Se pare că e eclipsă de lună. Da. De mai am făcut torțe? Lol, ce ciudat. Se cumva regula principală. Torțe, bici. Se umple niște torțe prin toată casa asta și facem niște luminițe. Da, cred că asta e dezavantajul folosirii glass-ului. Spargem în colțuri. Și punem piatră. Dacă aveți design-uri de case, de astea de Minecraft și vreți să mi le trimiteți și eu să le folosesc aici, să încerc să le fac o replică a celor case, puteți să-mi ziceți, bă, fii atent în video cu tare, în video cu tare. Ceea ce am văzut că multora, când ați văzut că am dat liber la video response, n-ați oprit, frate, deci hardcore video response, n-am ce zice. Am primit o perioadă. Ok, hai să dormim, să se facă zi. Așa, hai. Eu stau cu sabia în caz de orice. Câinii mă apără. Ei, și-am trecut cu bine de zi. Trecut cu bine de zi, mersi căței. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mă întrebați de ce fac asta. Să ajung sus. Să nu trebuie să fac scări. Și de acolo o să fac un fel de mini balconaș. Șmecherie cu dublu șmu. Destul de faină căsuța mea, încă poate fi modelată în diferite feluri. Ok, niște sticks. Facem niște scări. Mai multe scări. Perfect, 6 scări. Deși aveam și scări de celelalte, prefer așa pentru casa asta mică, știți? Troll face level scări. Ok. Pac, pac.
O, așa. E destul de fain aici. Să facem. Ținem să ce. Lol, bro. Stai să scot creeper din la casa. Du-te în apă! Bubuie în apă! Gata, s-a rezolvat, fraiere. Muha, arată fain. Arată fain casa, cât de cât. Sau nu, stai. Nu, asta nu trebuiau, asta deci aici nu trebuiau. Și asta nu trebuiau umblată la ele. Puf. Ok. Ce naiba a fost cârțitul ăla? Ok, nu, clar, clar. Mi zic că e off. Ok, deci deja mă simt troll face. Și nu-mi place. Vedem cum facem acolo sus. Aba! Niște torțe. Papac. Pac și aici. Să vedem cum facem un fel de balconaș. Dar să pun cu... Să pun... cu de-astea. Ia să vedem. Facem așa ca să se prindă și gardul când trebuie de ele. Da, merge. Nu contează. Pac, pac. Ce șmecherie cu dublu șmual, șmecherie șmecheroase, șmecherie cioase. Ok. Arată... ciudat. Da, de aici voi sta și voi vâna creaturi cam mare. Totuși cam mare. Așa. Așa. Perfect. Ia să-mi fac niște gard. Sunt mai sigur. Aș putea înconjura toată casa cu gard. Ar fi destul de ok. O să-i dărt. Pac, 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 pac. 2. Ups. Doar 2. Pac, pac. Mai facem mai mult. Gata, 4 mai ajunge. Opa, așa. Și... Arată ok. A, nu, nu e bine. Nu e bine că o să cad. Așa. Pentru că atenție se cam cade. Băi, ia să fac un crafting table aici, să-l am sus. Perfect. Casa. Me casa, e sub casa. Sper că v-a plăcut Alan Wake-ul, mie sincer să fiu, mi-a plăcut jocul cât de cât, o să încerc să mă reduc din lagul acela infernal. Ta-da! Bitch! Bitch! Nu te idei. Nu te idei, unde ești? Unde ești? Așa. Ah! Ah, nu pot. Trebuie să ies afară. Mă gândeam că era cineva în casă, mă speram acum. Mă simt ceva mișcându-se, eram ce genul, dar fac cine e în casa mea că... E, arată ok, n-am pozit, nu? Ups, vedem așa. O, așa. Ah, fuck, fail. Oh, așa, bun. Nu văd unde să fumă la A. Așa. Am așa. Facem niște greens aici și șmechere. Azi nu mă plouă pe terasă. A, așa, super. Super, super. Și aici, în jurul casei, ia să săpăm. Așa. Mult. Asta face să umblu cu lavă. Ar fi ceva, dar merg la foc. Merg la foc acolo.
Puf. Puf. Da. Arată destul de primitoare casa, cât de cât, destul de primitoare, asta înseamnă că e și primitoare. Da, din nou, aici se pare că nu trebuia. N-am gândit eu prea bine faza asta. Ok. Ah! Doamne, ești boss. Așa. Oare tablou cum era? Bucată de ul în mijloc și restul numai... Vedem? Ia să vedem. Pac, pac, pac. Dăm mai multe bețe. Luăm bucată de ul. Numai aici. Ul și pa, pa, pa. Pa, pa. Mai multe bețe, deci. Mai multe bețe. Pac. Da, asta era. Facem și noi un tablou. Ne simțim mai ok. Casă. Ok. Cred că îl pun sus. Și aici. Lol. Fine. Fine. Perfect! E foarte tare! Foarte tare! Lol, ce șmecher! Epic, 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 epic. Uite, avem și aici strașina. Da. Ok, altceva, 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 ce mai avem de făcut prin casa asta. Da, soapă. Stai, ce mai avem în asta mea. Ups. Flint, cooked, pe Marco ăsta bengos. Am săgețile astea. Sparkle! Strălucește! Ia să mă duc să mai fac rost de niște mâncare, să am cu tona mâncare. Aoleu, să pun fierul ăla la fiert. Așa. Tasem. Ups, nu aici. Ups, nu aici. Aici. Ok. Aba, dacă nu cer mai cel prea mult cei care sunteți pricepuți la muzică, dacă puteți să faceți un beat ăsta așa de... Mi-a venit acum o idee, dacă puteți să faceți o melodie, deja am una de la NC Beats, dacă veți căutați-o, e pe canal, căutați Moldovids Theme Songs, așa gen, o găsiți, da, un dubstep ar fi de preferabil, eu sincer să fiu, îmi place dubstep-ul, deci... Dă-te. LOL, ce zace. Deci fiți atenți ce zace aici. LOL, ce putea să zacă aici, cât fier. Nașpa că sub apă se sparg toate așa de greu. E clar, dacă te gândești puțin, bă, dar e apă de des, ești în apă, în apă, de-abia poți să respira cum trebuie, adică, respira, adică, dacă stai până la gât mă refer, știți voi la ce mă refer, ce naiba, trebuie să explic cu fiecare chestie. Porci, gimme that experience, deci, mersi, uite și un nou, vreau vaci pentru leather, las că-mi trântesc cu armură de sudor acușa. Zicem, bă, dai cam parit locul pe aici. Doamne, cam foame. Să pricep. Ia mă, ce așa șmecher la arcul ăsta. Holy shit, son. Da, deci nu era cine știe ce la arcul ăla, Bengos. Hai să ne tragem în casă și să încheiem și episodul. Acum fugim ca Sparta până acasă. Place cum se vede casa în depărtare. Au, nu, soarele! Trebuie să ajung acasă. Da, trebuie să ajung acasă. Acasă! Piau! Piau! Lol, se schimba culoarea? Ah, e doar seara. Mi se pare mie că s-a schimbat culoarea.
Ah, vedem cât fier avem. Dăm să facem o armură. Dăm să facem o armură. Tac. Iron chest plate. Mai pe pro. Să facem și papuci. Sau pants. Facem pants. Place cum arată textura pe cosa, chiar sincer și șmecher tare. O da! Uitați-vă! Iron Man! Dun, 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 Ok, cam asta a fost tot și pentru partea asta din Minecraft. Sper că v-a plăcut, a fost destul de lungă pentru preferințele voastre maestuoase, dragii mei subscriberi. Și ne vedem data viitoare la un nou episod din Minecraft. Nu uitați să dați subscribe dacă n-ați dat până acum și like și favorite dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!